De care bună dimineața, dragi colegi, dacă tot vorbim de Feng Shui și vorbim despre locuri, cum ar trebui să fie aranjate, cum ar trebui să fie proporționate, eu zic că și într-un parc trebuie să existe Feng Shui. Și dacă mă aflu în parc, mă aflu mai exact în Parcul Bazilescu, care are o povestioară foarte ciudățică, ca să zic așa. Localnicii de aici spun că aici, la amfiteatru, la teatrul acesta din Teatrul de Vară, ar fi fost bântuit. Au început lucrările, eu mi-am luat și jucărie nouă, stați un pic să vă arăt, că mă învârt cu jucărica mea și vorbim imediat. Ia că-te! Da? Jucărică nouă care mă urmărește și... Ziceam de Parcul Bazilescu, care este un parc foarte frumos, foarte curat și am văzut că aici încep lucrările pentru reabilitarea teatrului de vară, de aici din Parcul Bazilescu, care spune că legenda că ar fi fost bântuit. Avem informații în sensul ăsta, dar nu știm cât de adevărate sunt. Haideți să vorbim în această dimineață. Uitați că veniți puțin, dacă se poate, Florin Măxineanu. Sunt cu un domn care locuiește aici în zonă. Bună dimineața, Florin Măxineanu, vă deranjează. Cum vă numiți? Mincu Andrei. Domnul Andrei, de când sunteți dumneavoastră în zona Parcului Bazilescu? Păi de când m-am născut. Și cine puteți spune despre acest loc minunat? E un parc nemaipomenit de frumos și sănătos. Și dacă faci mișcare în el, simți că trăiești 1000 de ani. Da, în spatele nostru aici... E teatru de vară. Da, și eu am citit pe internet, acum știi cum e, că citești în ziua de azi tot felul de bazaconi. Zice că ar fi fost bântuit. Nu e adevărat, nu cred. Ce bântuială? De unde? Bântuială? Dumnezeu știe mai multe decât asta. Am înțeles, dar ați participat la spectacole aici, în Parcul Bazilescu? Bineînțeles. Că... Aici, la amfiteatrul ăsta, la teatrul ăsta de vară? Da, pentru că era frumos, veneau, făceau spectacole. Toată lumea a venit. Arșinel, Stela Popescu, Dan Rădulescu, a fost mulți. Ah, și acum văd că primăria lucrează la acest... Și ar fi frumos să-l facă, ar fi foarte bine. Mai ales pentru noi, care suntem bătrâni aici și ne place și nouă să vedem un spectacol frumos. Păi mai credeți că vor reveni spectacolele de revistă care erau odinioară? Trebuie, sau... pentru că sunt oameni talentați, avem un popor talentat. Și e păcat să... Păi acum, din zilele noastre, care artiști vă plac în mod deosebit? Păi sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți care și tineri. Câțiva din ei foarte tineri. Dați-mi două, trei exemple, așa că nu mă pot lăsați. Adică din garda veche Dumnezeu să odihnească, mi-a zis de Stela Popescu, de Arșinel. Acum, cine vă place în mod deosebit? Adică pe cine ați dori să vedeți aici în nou teatru când o să fie gata? Pe Cotabiță să mai cânte, dacă poate. Cotabiță? Da. Să vină și... ceva mai tineret, așa că și ăștia sunt buni, că trebuie să ia viitorul în mână. Da, păi, dar și cine vă place așa? Adică în afară de Cotabiță, gata, îl aducem pe Cotabiță? Nu, vreau să spun că el era mai așa, dar de vârstă cam... Da, să luăm așa, Enceanu. Ar da, fi bun? E bun, că cântă Niculina muzică populară. Stoican. Cântă muzică populară și e frumoasă și avem nevoie în seara asta de muzică populară. Că ăștia ne-au ținut pe pământul ăsta. Muzica populară și dansurile și toate astea românești. Cu ce vă ocupați dumneavoastră? Adică cu ce acum sunteți pensionar, dar ce ați lucrat la viață? Am fost Tinichigi Auto. Tinichigi Auto, frumoasă meserie. Am lucrat 38 de ani. Meșter în tablă, ca să zic așa, tablă auto. Da, să zicem. Nu mă laud, că nu e o laudă chestia asta. Dar așa? Ce nu v-a plăcut de-a lungul timpului? Că văd că vă plimbați zi de zi în parc aici, după când mi-a zis dumneavoastră. Ce nu v-a plăcut de-a lungul timpului? Adică ce ați fi dorit să se îmbunătățească și mai mult legat de acest parc? Să mai pună și ei la băncuțele astea, să fie mai pierniche, să poți să stai pe ele. Corect, are dreptate. Așa este. Și să fie puțin mai multă curățenie. Că... Dom'le, eu... Lasă de dorit curățenie. Din ce am observat eu, da. E curat puțin, dar se poate și mai bine, și mai frumos. Poate să fie, că e păcat. Eu am vrut să intru aici, dar domnul inginer mi-a spus că nu am voie, că aș fi vrut să văd exact, poate există vreun plan, sau știți dumneavoastră exact ce cum ar arăta teatru, sau ați văzut vreo poză? Dacă aici am fost și am văzut spectacole și astea, vă dați seama că știu și dar cum. De unde a apărut asta cu
că ar fi bântuit, că scrie pe internet. Nici, nu. Stai să nu stăm cu spatele cine, la cameră, cine, că aici am cine crede că, cine crede că bântuiala asta nu e? Dacă te închin la Dumnezeu și ai rugăciunile tale și astea, n-are ce să fie. Cât de adevărat poate să fie, n-are. Eu așa consider, nu știu. Ce au alții de spus e problema lor. Eu nu spun pe mea. Așa cred și așa simt că trăiesc. Dacă ce că s-ar auzi că seara, acum nu știu dacă se mai aude, că văd că sunt maldere de... Au lăsat aici ca la... Adică era, ajunsese ultimul hal, nu? Da, și păcat că venea lumea, vine lumea cu copii mici, cu astea, să înghite praf și cu astea, dar aici nu e ceva indicat. E păcat de el. E un parc frumos. Da, da. Acum dacă fac și teatru ăsta de vară... O să fie, cred că, minunăția după pământ. Dar cum să face bre? Că tocmai acum, în prag de alegeri, să apucă lumea de treabă, ca să zic așa. Păi așa le place. Dacă vor să fie aleși, trebuie să demonstreze că face ceva. Și majoritatea din ei... Chiar fac. Fac, da. Majoritatea din ei. Nu știu. Unii o consideră pe... Cea care e acum primar și astea, nu știu dacă mai fi acum, dacă nu de jos și așa, mai mult. E problema lor, personal. Dar dumneavoastră, doamna Clotil, vă place în mod deosebit? Adică... Nu că îmi place, e un om care cred că a făcut ceva. Adică dați-mi două, trei exemple din ce ați văzut în sector, care v-a plăcut la nivel de primărie, acțiune pe care au făcut-o ei ca și primărie. Păi am văzut că face curățenie aici în parcă de cât, adică eu... Treabă foarte bună, pentru că suntem bătrâni și nu mai avem păi asta, ideea să asta, mergem cu asta oricum trebuie să facă, nu că de-aia sunt aleși. Dar zic așa, adică o îmbunătățire, o împrospătare de când a venit doamna. Adică ce știți? Bănuiesc că ea are idei bune, dar nu știu dacă o fi lăsată. Dacă o face și adevărul adevărat păi cine, să facă ceva, cine, să cine să la... nu o lase? Adică, adică da, ești, dacă dumneata ta ai fi primar... Corți. Sunt multe astea, cum spune, partide care sunt împotrivă, care sunt contra, care sunt pentru, cine știe ce ideea. Fiecare are ideea lui. Așa cum eu... Dar dumneata, dacă ai fi primar, uite că ai zis de ideea mea tale, care ar fi ideea mea tale, ce ai face în mod deosebit în parcul Bazilescu? Păi, sunt multe de realizat, într-adevăr. Dar seara iluminatul public merge aici tot. E okay. Merge, da, este. Nu e chiar perfect peste tot așa, dar oricum este, da, e acceptabil. E păcat că se lasă așa și luminițe, câte una stinsă, una aprinsă, una stinsă, una aprinsă. Depinde acum de... Dar cum reușesc ăia, domne, în străinătate să fie totul ceas? Cum reușesc? Adică eu nu am fost... Nu e chiar peste tot ceas. Nu e. Areți, domne, că eu am fost în Germania și când am... Și am fost în Germania, am fost și în Austria și în... Păi n-ați văzut că sunt ca la carte, adică... Și în Franța am fost. Am fost. Dar... Peste tot, tot ce-și laudă. Păi da, dar ei chiar au cu ce să se laude. Noi doar în prag de alegeri facem niște lucruri ca să vadă omul, da? Un mandat și al primarului păcat. Sau un e mandat păcat al... să-ți faci numai când e de alegeri. Trebuie să fie permanentă chestia asta. Să ai o... Pentru că noi, gândire ca și contribuabil, pozitivă. Plătim lună de lună, alt de an, nu doar... Așa este. Așa este. 4 ani sau o săptămână pe an. Așa este, plătim într-adevăr, dar nu e rău că plătim. Nu e mare filozofie să dai acolo, da, 10 lei sau 15 lei, nu e. Da, uite, când vin utilaje, chiar așa, trebuie să le facem, prea puțin e. Trebuie să le facem loc și eu vă mulțumesc frumos, domnul Andrei. O seară bună. O zi, o dimineață, da, minunată, o dimineață, să aveți. Da, și plăcută, spor la plimbat și Doamne ajută. Cam atâta de aici, din Parcul Bazilescu, dragii mei. Vedem cum va fi și când va fi gata acest teatru de vară.